Autocross deschide sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie la ora 10 în Glodeni, mai jos de Monumentul Eroilor Celor de-al Doilea Război Mondial, a cincea ediție a campionatului deschis de autocross în Republica Moldova. Gazda evenimentului fiind celebrul pilot Serghei Mironov, cel care a obținut titlul de maestru în sport în 2014 și învingător al campionatelor naționale de raliuri ale Moldovei. Autocrossul este o formă de competiție contra cronometru în care pe un circuit de macadam fiecare pilot intră pe rând și încearcă să scoată un timp cât mai bun. Sunt folosite mașini de stradă nepreparate, dar și mașini pregătite special pentru raliuri, precizează organizatorii. Scopul competițiilor este identificarea potențialului sportivilor, identificarea stării tehnice a automobilelor și dezvoltarea autosportului în Republica Moldova. Traseul este realizat astfel încât să pună în evidență mai mult aptitudinile pilotului decât puterea motorului sau viteza mașinii. În cadrul evenimentului vor exista demonstrații ale piloților consacrați, dar și concursuri surpriză pentru participanții care au curajul de a-și testa abilitățile de șofer.